Astăzi, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Pogorârea Duhului Sfânt din Reșița. Ierarhul a sfințit o cruce amplasată în curtea Sfântului Locaș, două icoane și șase clopote. În continuare, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie. La final, ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele coslujitor Damaschin Tătaru. Ne-am bucurat foarte mult că această biserică împodobește acest cartier și, într-adevăr, acum 3 ani, când s-a târnosit, toată lumea a subliniat că această biserică a fost o necesitate pastoral-misionară pentru această zonă defavorizată a municipiului Reșița. De asemenea, ne bucurăm că atât părintele paroh Emil Crăciun, cât și părintele coslujitor Damaschin Tătaru se ostenesc cu timp și fără timp la înfrumusețarea și împodobirea acestei biserici. I-am îndemnat și astăzi pe credincioșii aflați la Sfânta Liturghie să meargă la vot și să înțeleagă că de noi depinde și de acest referendum depinde viitorul copiilor noștri și, până la urmă, viitorul României. Nu de mult această biserică a fost târnosită și a fost zidită într-un cartier defavorizat al localității. Era imperios necesar ca și aici, pentru acești oameni, pentru acești credincioși, să se ridice o sfântă biserică, lucru care s-a și realizat. Ne bucurăm de altfel că pe zi ce trece, această biserică se înfrumusețează tot mai mult prin prezența credincioșilor, iar aceștia, evident, și prin darul lor adus bisericii, așa cum am observat astăzi că s-a sfințit crucea din interiorul curții bisericii, icoanele și clopotele. Astăzi au fost binecuvântată și sfințită o frumoasă și monumentală cruce înaltă de 7 metri, așezată în curtea bisericii noastre, în partea dreaptă a acesteia. De asemenea, au fost binecuvântate și sfințite și 2 frumoase icoane realizate în tehnica mozaică, așezată pe fațada principală în 2 nișe laterale, icoane ce reprezintă cele 2 hramuri ale bisericii noastre, Pogorârea Sfântului Duh și Acoperământul Maicii Domnului. Ne bucurăm că acest lucru și acest eveniment s-a petrecut într-un an și o zi atât de importante pentru țară, un an centenar. Parohia Pogorârea Duhului Sfânt și Acoperământul Maicii Domnului a fost înființată în anul 2002. Piatra de temelie a bisericii a fost sfințită în data de 29 august 2006 la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Sunteți atașată de această sfântă biserică? Da, este biserica mea de suflet. Aici vin de aproximativ 10 ani. Părintele paroh mi-este și duhovnic și chiar am fost foarte mulțumită de fiecare dată când am venit la slujbele ținute în această biserică. Dacă am început săptămâna cu sărbătoare, o terminăm în sărbătoare. La începutul săptămânii am prăznuit al doilea hram al bisericii, Acoperământul Maicii Domnului, și astăzi o terminăm săptămâna tot în sărbătoare prin prezența episcopului Caransebeșului pentru sfințirea crucii, icoanelor mozaicare și a clopotelor. Biserica parohială a fost târnosită în data de 1 noiembrie 2015 de preasfințitul părinte Lucian.